Așa, stați despre prezentarea propriu-zisă. Așa. Trebuie să se vadă, nu? Bun. Ce să faci la sala Palatul? Bun. Deci, mă rog, ați putut vedea în filmulețul de 2 minute și jumate pe care l-am prezentat, care m-am chinuit în primul rând să să aduc sunetul respectiv în această încăpere. Câteva imagini pe care le-am filmat între august 2015 și, dacă nu mă înșel, octombrie 2017, între Alaska și Peru. Eu am realizat o călătorie care m-a purtat pe bicicletă între cele două extreme ale Americilor, mai precis între nordul Alaska și sudul Argentinei, între Deadhorse, Alaska și Ushuaia, țara de foc. A fost o călătorie pe bicicletă de 34.554 de kilometri și alți 4.100 de kilometri navigați cu 8 embarcațiuni diferite de-a lungul cursului Amazonului. Mă rog, dar haideți să începem cu începutul. Suntem în 2015, mă rog, sunt hărțile, nu știu, e bine să avem de la bun început o perspectivă a ceea ce am realizat. Cum vă spuneam, deci, din nordul Alaska, din Deadhorse, aproape de Oceanul Arctic, până în extrema sudică a Americii de Sud. Au fost 22 de țări și 2 teritorii, Alaska și Guiana franceză. Eu am plecat inițial pentru 9 luni de zile și am ajuns să rămân pe drum 3 ani și 3 luni. Nimic, știți cum e aia, potriveala de acasă nu e cea din târg, nu? Sau cum se spune? Socoteala de acasă nu e... O mică eroare. O mică eroare de câțiva ani. Dar asta este aventura până la urmă, nu? Dacă... Eu cred foarte mult în ideea asta că trebuie să ai o structură în spate, dar dacă vrei să o numești aventură, trebuie să te lași purtat, trebuie să schimbi anumite, nu știu, lucruri pe care ți le-ai programat și nu ți ies așa cum ai vrut de acasă. Și trebuie să, nu știu, să fii curios, să ajungi mai multe locuri decât ți-ai propus până la urmă, nu? Ai noroc că nu te așteptau nevasta cu copiii acasă. Da. E fost inspirat. Da. Dar haideți să începem începutul cu Alaska. August 2015. Am plecat, de fapt, pe 28 iulie din București și am fost dus, ajutat de 3 alți români care sunt stabiliți în Canada să ajung până într-una din cele mai nordice localități din Alaska, Deadhorse. Practic cea mai nordică e Barrow, dar acolo nu există șosele, poți ajunge doar cu avionul. E bine, până la Deadhorse există o șosea de 750 km complet neasfaltată și șosea care există până la urmă datorită rafinăriei aflate în nordul Alaskei. Alaska e faimoasă pentru petrol, nu pentru resurse. Și e o șosea neasfaltată. Am ajuns acolo pe 3 august, după amiaza, pe 3 august 2015. A rămas o zi să mă odinesc, să mă pregătesc. Aceștia mici m-au lăsat practic acolo, după ce ajunsese cu mașina cu ei. Și pe 5 august am început să dau primele pedale. Și era interesantă această zonă, foarte izolată, una din cele mai izolate zone ale planetei, aș putea spune. Și mi-aduc aminte că în prima zi, chiar pe 5 august, am început târziu, era 5 după amiaza. Și era puțin ciudat pentru că era zi continuă, nu exista noapte. În august încă suntem la 70 de grade latitudine nord, e zi continuă, timp pe perioada estivală. Și mi-aduc aminte când propusesem inițial să fac 24.000 km dintr-o extremă într-alta pe o rută destul de directă. Și în prima zi când am început să pedalez am făcut 55 de km și mă gândeam, wow, mai am 23.900. Și e foarte interesant să precizez lucrul ăsta, pentru că eu cred că în momentul în care îți propui ceva, să zic eu, mai măreț, mai interesant, e important să începi să-l împarți în proiecte mai mici, nu? Și după aia mi-a zis, ok, hai, n-ajung la Ushuaia, dar până la Fairbanks tot ajung, nu? Sunt 850 de kilometri. Deja suna mult mai bine. 850 km față de 24.000 km. Da. Aici puteți să observați în stânga sus e imaginea cu care am plecat, practic. Asta era la 3 dimineața. 2-3 dimineața și mi-aduc aminte. Și mie acest peisaj mi-a zis că, nu știu, cumva era atât de seren și atât de mișto peisajul, încât am zis e imposibil să nu fac ceea ce trebuie să fac în momentul ăsta în viața mea. Era așa, parcă natura ținea cu mine. Tot în stânga jos puteți să observați pe Ionuț, care m-a ajutat să ajung acolo. El a filmat unele din imaginile cu drona, pe care le-ați văzut în filmuleț. Iar imaginea mare e, cred că a doua sau a treia zi deja de pedalat. Ajunsesem la primul lanț montos, primul pas montan, lanțul munților Brooks, dacă nu mă știu. Da, aici deja sunt, nu știu, a 6-a zi, probabil, pe data, nu mi-aduc aminte exact. Deja se pot vedea locurile ciudate în care am dormit. Asta era o baracă care am găsit-o la jumatea traseului între Deadhorse și pe Fairbanks. În zona asta era foarte mult noroi. La un moment dat am ajuns la niște drumari, trebuia să curăț bicicleta pentru că era un fel de noroi care semăna cu cimentul, se lipea foarte tare de roți. Și am trebuit la un moment dat la niște drumari la care am și rămas peste noapte atunci, am curățat bicicleta, un jet de apă, aveau tot ce le trebuie, era un fel de garaj. Nu? Dar aici sunt deja mai încolo de acel loc, într-o baracă la jumătatea traseului, cold food, îi spunea, era singur loc unde puteai să găsești pe șoseaua aia între Oceanul Arctic și Fairbanks, un loc unde să mănânci ceva cald și să... nu știu, să poposești. Bineînțeles, eu aveam un buget foarte redus, nu mi-aș permis să stau la hotelul respectiv, așa că am stat într-o baracă, fusese ceva office pe acolo, nu știu, era o baracă efectiv și mi-am pus sacul de dormit. Scos tot ce aveam pe bicicletă și am... O să vedeți că au fost super multe locuri ciudate în care am dormit, dar asta e parte din aventură. Altfel, nu știu. Și aici, o întâlnire cu Grizzly. Tot în această prima parte a Alaska, e tundra alascană, practic, seamănă foarte mult cu Siberia. E tot un fel de vegetație asta joasă, foarte, foarte similară și Siberiei, de altfel, cum spuneam. Și Grizzly-ul e natura lui, în elementul lui acolo. Aveam, țin minte, toți se recomanda să răsam o undiță, să pescuiesc în zona respectivă și... Nu, povestea sunt altfel. Am pescuit într-un final, într-o zi, nici nu mi-aduc aminte cu ce am pescuit, ce am pus în ac. Dar ideea este că prins peștele imediat. E o zonă atât de pură și atât de, nu știu cum să zic, ușor de prins peștele, că am prins 2 pești. Acum eu nu știam să-i gătesc, dar de prins i-am prins. Am încercat eu să fac ceva la oala luată cu 30 de lei de la Decathlon înainte să plec. Acum nu că fac eu reclamă la Decathlon, că mi se rupe. Dar... Ideea e că luasem o oală de 30 de lei din Decathlon, care îți vine cu, nu știu, cu un pahar de plastic și cu 2 chestii, o furculiță și o linguriță de plastic. Ei, și încercasem eu să prăjesc bucățele de pește pe aia, nu mi-a ieșit. Dar bine, am zis, hai că păstrez alea care n-am încercat să le gătesc, le pun acolo în oală, poate le găti eu mai târziu. Și aveam la mine pește la proaspăt. Grizzly, la un moment dat cum scurma el, s-a ridicat în 2 labe la mine. Eram la 50 de metri de el și vă dați seama, m-am speriat, dar mă rog, până la urmă și-a văzut de treabă. Probabil că a simțit acel miros de pește proaspăt. Da. Și asta a fost întâlnirea cu ursul Grizzly, a fost destul de safe. Deci nu s-a întâmplat nimic. Da, eu am trecut pe lângă el, s-a ridicat în momentul când am trecut pe lângă el și vă dați seama că m-am speriat și m-am dat pedale. Da. Astea sunt niște peisaje, practic, cu care te întâlnești mai tot parcursul ăla din extrema nordică a Americii de Nord, adică acolo am traversat 2 șosele interesante, Dalton Highway, care e una din cele mai izolate șosele din lume, 850 de kilometri între Deadhorse și Fairbanks, Și apoi imediat după Fairbanks acest Dalton Highway se transformă în Alaska Highway. Alaska Highway e o șosea foarte interesantă. A fost construită pe timpul celui de-al doilea război mondial. Trebuie să realizăm că Alaska e un teritoriu care a aparținut prima dată Rusiei și apoi, printr-un miracol, a devenit parte din Statele Unite, practic, printr-o chestie foarte interesantă. N-am să o explic aici. Dar era un teritoriu care nici măcar nu era un stat american, era un teritoriu american în acea perioadă și în timpul celui de-al doilea război mondial, japonezii încercau să-și facă prezența simțită în America de Nord, fix prin acea regiune. Și atunci americanii au decis, au obligat, practic, într-un fel sau altul, guvernul canadian să accepte construirea unei șosele care putea să lege Statele Unite de Alaska pe teritoriul Canadei. Și sunt 2200 km de șosea construiți într-un timp record de 9 luni de zile, tocmai pentru a putea apăra Alaska de o posibilă invazie japoneză. Pentru că japonezii își făceau prezența deja, adică se băgaseră în Aleutine, care e un arhipelag legat de Alaska. Și atunci, datorită fricii față de japonezi, au construit această șosea care să poată apăra, într-un caz de invazie terestră, Alaska. Și o șosea care, cum spuneam, a fost construită într-un timp record și care, vă dați seama, trece prin cele mai sălbatice și incredibile peisaje din Canada și Alaska. Și asta este unul din lacurile pe lângă care am trecut, nu mi-aduc aminte numele, sincer, dar sunt multe astfel de lacuri și multe astfel de peisaje absolut rupte din basme acolo, sunt superbe. În poza din stânga, eram deja începeam să ajung cât de cât mai aproape de civilizație, tot pe Alaska Highway. Alaska Highway, țin să zic că e asfaltată totuși în ziua de astăzi complet. Iar în dreapta, e o poveste interesantă. Eu aveam o hartă online în care lumea putea să mă urmărească unde sunt și acești doi băieți sunt doi băieți din Republica Moldova stabiliți în Canada, care mi-au urmărit traseul și la un moment dat m-am trezit cu ei, cu mașina lângă mine și am zis salut. Ne-am zis, opa. Unde ați apărut? Păi, te știm că nu știu ce faci tura asta, nu știu ce, hai că am venit să campăm în seara asta cu tine. Dar de unde? A, păi nu, că am văzut și ești... Wow! Și au venit, mi-au dat ceva rachiu moldovenesc, mâncare, vedeți, asta era deja a doua dimineață, eram mahmuri, după seara respectivă. Și a fost o întâlnire foarte interesantă, știți, întâlnești cineva care, mă rog, mai mult sau mai puțin în țara ta, din cultura ta, într-un loc atât de pustiu și atât de izolat, nu cum e Canada, și au venit pe mine, foarte, foarte mișto povestea cu băieții ăștia. Da. Aici deja meseria mea de zi cu zi, așa să zic. Reparat pana de la bicicletă. Mă rog, e important să zic că primii 5.000 de kilometri am avut o singură pană, până în Montana. Din Montana jos am început să am, nu zilnic, dar destul de regulat, așa să zic, pană. Asta cred că era deja prin Utah. Nu e Montana, e deja mai jos. Era prin Utah. Și da, e important să spun că am traversat Alaska, Canada și Statele Unite în 5 luni de zile, 5 luni și o săptămână, dacă nu mă înșel. Au fost 7000 și ceva de kilometri. M-a prins undeva în Statele Unite, în Montana, pe anumite porțiuni din Montana și pe anumite porțiuni din Utah, iarna, m-a prins zăpadă. Am avut foarte mult noroc de fapt că în prima parte a traseului, eu am plecat destul de târziu din Alaska, am plecat pe 5 august. Deja în 5 august, în Alaska, e un timp tomnatic târziu, așa cum ar fi cam acum la noi. Dar am avut noroc că pe teritoriul Canadei nu m-a prins furtună, nu m-a prins nicio furtună serioasă de zăpadă, m-a prins prima furtună serioasă de zăpadă, m-a prins în Montana, în noiembrie. Deci traversasem deja Alaska, Canada, ajunsesem în Statele Unite și odată cu frigul, eu găsisem o strategie în Statele Unite, că nu-ți vine tot timpul să pui cortul, mi-am dat seama că puteam să rămân în poștă. Deci în toate orășelile astea mai mici din Statele Unite există poște, unde oamenii practic plătesc pentru cutia lor poștală, nu au acasă, ci au un oficiu respectiv de poștal și puneam acolo sacul de dormit noaptea, era încălzit, luminat, toate condițiile necesare, Dimineața făceam o cafea și porneam la drum. Dar revenind la Pane, până la urmă, nu Statele Unite a fost cea mai gravă locație din punctul ăsta de vedere, ci Mexicul avea să fie, unde chiar la fiecare 30 de kilometri am dus-o greu din punctul ăsta de vedere. În nordul Mexicului, spinii aia m-au nenorocit, efectiv. Da, asta puteți să vedeți puțin cam cum se prezenta situația pe timp de iarnă în Statele Unite. Asta e statul Montana, niște peisaje absolut superbe. Foarte interesant. Iarna a început să-mi placă foarte mult. E altă chestie, e un peisaj și o liniște aparte. E altfel, e altceva să pedalezi și să traversezi regiuni pe timp de iarnă. Probabil că petrecând acum mai mult de 2 ani de zile o să ajungi la partea tropicală, bineînțeles, e marea parte a expediției mele în zone tropicale, dar ajungând și petrecând atât de mult timp în tropice, cred că am ajuns să apreciez mult mai mult părțile astea unde am prins iarnă până la urmă, chiar dacă înjuram aici. Da. Bineînțeles, sunt peisaje și peisaje foarte multe spectaculoase în Americi. Cred că de asta am și ales ruta asta. E una dintre cele mai lungi rute continue pe care poți să le faci pe planeta asta și care trece prin cele mai sălbatice zone și frumoase, efectiv, din punct de vedere natural. Spectaculoase. Asta era deja în statul Utah. Am traversat aici 2 parcuri naționale, Parcul Național Arches și Canyonlands. N-am ajuns la Marele Canyon. Nici nu-mi propun, de fapt, să ajung neapărat în locuri foarte, foarte cunoscute. Dacă reușesc, foarte bine. Dacă nu, nu-mi propun lucrul acesta, ci mai degrabă îmi propun să ajung în locuri mai puțin cunoscute, dar la fel de spectaculoase. Cum este acesta, Arches. Aici o întâlnire super specială. Omul ăsta a auzit pedalând și a oprit motocicleta. A zis, fă pe dreapta că avem de vorbit. Am făcut, am vorbit. Mi-a zis omul că făcuse o rută, o bucățică din ruta mea, ce obțin din Utah până în Columbia, câțiva ani în urmă, și a zis, știi ce, la urmă? Te rog, ia $100 de la mine, că știu că ai nevoie așa de o bere, de o chestie, de treabă. Și asta e un aspect foarte important pe care trebuie să-l menționez, e că întreaga expediție am reușit să o finanțez prin bunăvoința oamenilor, prin omenia celor pe care i-am întâlnit și celor care mă urmeau pe blog, a românilor care mă urmeau pe blog și pe rețele de socializare și care m-au ajutat cu donații de la €5 la €500, unii. Și este impresionant, nu? Pentru că nu ne-am gândit la, neapărat la chestia asta, că e posibil să o faci, dar este. Există mult mai multă, până la urmă, omenie și, nu știu, cum să zic eu, mult mai multă bunăvoință din partea străinilor de a te ajuta decât mi-aș imaginat. Și acesta este unul dintre exemple, unul dintre oamenii incredibili pe care am... Și nu vă spun că omul mi-a zis, bă, Radule, când ajungi în Columbia, fii atent că femeile sunt hot. Dacă ai nevoie, îți mai trimit $100. Nu, vă dați seama că nu fac eu de asta să zic așa, da? Așa. Bun. Deci a fost perioada de fric, perioada de restriște, nu știu cum să-i spun, în Statele Unite, fric, greu. Am ajuns în Mexic. Prima parte a fost așa mai între, ca să spun, între fric și căldură, dar partea de sud, unde am intrat deja în tropice, am început să am problema fix pe invers, cu căldura. Erau uneori 40-45 de grade, umiditate foarte ridicată. Și aici cred că eram fix, traversam zona fluviului Usumacinta. E o zonă incredibilă din sudul Mexicului, mă îndreptam spre granița guatemaleză și undeva, tot în zona asta, am întâlnit foarte multe grupuri de imigranți din America Centrală care se îndreptau spre Statele Unite. Și foarte interesant, nu auzim mult în media vorbindu-se, Trump se folosește de aceste pretexte, nu? Imigranții din America Centrală, nu că sunt eu fan Trump, dar e totuși o realitate. E o realitate pe care am văzut-o cu ochii mei și chiar l-am luat câteva interviuri în documentarul meu, celor care se îndreptau spre... Îmi spuneau unii oameni, bă, eu mă îndrept spre Arizona, eu mă îndrept spre Texas, eu mă îndrept... Păi și ce faceți? Da, ce facem? Păi e gaură pe acolo intrăm. Și interesant să menționez faptul că Mexicul are o politică de vize cu Statele Unite, nu știu, au un acord ca să le impună celor din America Centrală, adică în America Centrală sunt 7 țărișoare, nu? Belize, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica și Panama. Și au o politică de a impune, nu știu dacă tuturor acestor 7 țări, dar unora din ele viză ca să intre în Mexic, tocmai ca măsură de precauție pentru a nu putea ajunge în state, dar se trece foarte ușor ilegal acea graniță și exact asta fac cei oameni. Și am stat și eu de vorbă, cred că am în următoarea imagine. Nu, astea sunt niște piramide, tot în sudul Mexicului, unde am ajuns. Am să revin la această imagine. Asta e tot sudul Mexicului. Nu am aici imaginea cu respectivii imigranți. Cred am să revin. Bun. Am să revin la povestea cu imigranții. Aici ajunsesem la unul din vulcanii pe care am urcat. Mi-am făcut și câteva ascensiuni, în afară de a pedala, a merge într-o extremă într-alta. Și prima ascensiune a fost pe vulcanul Orizaba, care este și cel mai înalt vulcan din America de Nord. Aici eram bucuros că ajungeam la localitatea, practic, de la baza vulcanului, Atzitzintla, și unde am avut parte de o primire de la poliția locală foarte interesantă. Eu ceream de multe ori un spațiu de dormit autorităților locale, pompierilor câteodată. Vă spuneam, am dormit în locuri foarte ciudate, de la biserici până la, nu știu, șanțuri de sub șosea. Și aici am cerut cazare poliției și poliția mi-a zis în felul următor: bă, Radule, aveam 2 celule libere, dacă vrei, te rog. Am sigur. Nu știu dacă am poza chiar aici, există și acea poză undeva când am dormit în celulă. Dar aici eram fericit că am ajuns până la urmă în vârful vulcanului, am urcat cu un britanic, Alasdair, întâlnisem în Ciudad Juarez și ăsta al nebun, ăsta nu era cu bicicleta, era cu autostopul, pe jos, ce mai făcea el. Și acest Alasdair a dormit în celula de lângă, eu am dormit 2 nopți, el una, l-am așteptat pe el, a dormit ultima noapte cu celula de lângă și a doua zi am plecat ambii spre vârf. E de fapt un vârf de trekking, mai mult nu e nimic tehnic în acest vârf. E relativ ușor, e doar un trec de altitudine. Aici au niște peisaje, nu? Vedeți? Foarte diferite față de ce am văzut în America de Nord sau în Canada și Statele Unite, nu? Sărăcia este mult mai pregnantă în sudul Mexicului. Mexicul este o țară incredibilă, mi-a plăcut foarte mult. Dar totuși țin să zic că acel Mexic, nu? Pe care îl vedem noi în filme, cu pălăriile, cu fiesta, cu așa, aparține mai mult culturii aztece din nord. Aici deja vorbim de altă cultură, de sudul Mexicului, de cultura maya. Sunt niște oameni mai închiși, să zic așa, mai diferiți. Încă au limbile lor, și limba lor, de fapt. Și mi s-a părut niște oameni puțin mai închiși și mai reticenți față de cei din nord. Cei din nord sunt absolut incredibili oamenii. Asta era, din nou, pe valea fluviului Usumacinta. E un loc incredibil. Aici deja eram în Guatemala, țara numărul 4 a expediției mele. Am cerut, cum vă spuneam, din nou, accentul, că mi se pare foarte funny asta cu locurile unde am dormit. Asta era într-o unitate militară. Am cerut voie comandantul unității militare să pun cortul la ei, pentru că totuși vorbim de zone unde nu-ți vine să pui cortul chiar oriunde. Și preferam să pun ori într-o benzinerie, ori într-o unitate militară, ori lângă o stație a poliției. Și aici am fost, mi-au cerut pașaportul, m-au verificat, ești ok, poți să stai aici. La doua dimineață am văzut pe băieții ăștia destul de tineri, nu știu să fie avut și 18-19 ani, făceau armata și curățau calașnicovină. Și n-am făcut și eu o poză, nu par cei mai happy în poză, eu eram cel mai happy de aici, că fac poza cu ei. Aici deja țara numărul 5, El Salvador, țara vulcanilor. O țară care e considerată de mulți foarte periculoasă în America Centrală. Și în partea de dreapta, jos, dacă puteți să imaginați, am găsit români aici. Am găsit familia Gherman, ținuse legătura cu ei, au o casă de vacanță pe malul Pacificului, fix în El Salvador. Apropo de români, am dat de români și într-un capăt și într-altul al Americilor. Suntem peste tot. Țin minte, în prima zi, când am început să pedalez, cu câteva ore înainte să mă apuc, mi-au zis cei de la rafinărie, de acolo, de la hotelul care aparținea rafinărie, mi-au zis, păi de unde ești? Din România. Păi avem și noi un angajat aici din România. Am făcut, nu mai știu cum îl chema, nenea Gică, ceva de genul ăsta. Nenea Gică, am vorbit cu el. Și fix pe 23 octombrie, o zi, la o zi după ce am terminat tot turul, nu? Am ajuns în Ushuaia, am venit în România și la celălalt capăt, în Ushuaia, în Argentina, care venise acolo după dragoste. Și s-a argentiniancă. Și a venit omul, zic că locuise în Anglia, s-a săturat de Anglia și așa. Da, America Centrală, bătălie maximă cu căldurile și umiditatea. Nu pot să zic că m-a impresionat America Centrală, nici mâncarea nu m-a impresionat. Mexicul are mâncare incredibilă, are un street food absolut genial, pe care recomand. De la quesadillas, la tacos, la știu eu ce mai au, e fantastic street food-ul din Mexic. Nu pot să zic același lucru de America Centrală. America Centrală o să mănânci pui cu orez până te saturi. E normal. Dar Nicaragua e interesant. Spre deosebire de alte țări din regiune, de Guatemala sau de El Salvador, nu are reputația de proastă. Este cea mai săracă țară din regiune, dar și cea mai sigură și cea mai turistică. Are o infrastructură de invidiat, chiar dacă e săracă. Are șosele asfaltate de japonezi. Poduri făcute de japonezi prin fonduri de dezvoltare din Japonia și arată foarte decent. Am uitat să povestesc ceva că venise vorba de piramide mai adineauri. O să revin la piramide. Chiar dacă nu am pozele aici cu piramidele respective, dar e totuși interesant să revin la piramide. Țin să zic că în Guatemala la un moment dat cineva mi-a recomandat piramidele de la El Mirador, care sunt e un oraș antic, maiaș, situat în junglă și ca să ajungi acolo trebuie să mergi vreo 2-3 zile prin junglă ca să ajungi la ele. Sunt practic în inima junglei guatemaleze, la frontiera cu Mexicul. Și există alte piramide mult mai faimoase, care sunt accesibile pe drum și sunt destul de costisitoare la preț ca să intri acolo, dar sunt așa mai pentru gringo, se intri ușor și nu mă pasionează deloc aceste locuri. Am zis, ok, eu am ideea asta că tot timpul trebuie să muncești cumva pentru locul respectiv, care îmi place să fac chestii prin forțe proprii și m-a atras mai mult piramidele la El Mirador. Și e interesantă povestea aici, că m-am chinuit, m-am dus cu bicicleta acolo, deci era în afara traseului meu de coborâre spre Panama, spre Columbia, spre așa. M-am avutut la traseu ca să intru la acele piramide și am ajuns pe vreo 2 zile acolo. Erau niște tabere intermediare unde găseai ceva apă, găseai un paznic acolo care care păzea zona respectivă. Erau niște tabere totuși intermediare, dar nu se putea intra decât pe jos sau cel mult cu bicicleta și în unele zone puteai să pedalezi, în unele zone trebuia să împingi la bicicletă. Deci nu era pedalabilă toată distanța. Și pentru că sunt rădăcini, e junglă deasă totuși. Dar am reușit să ajung la ele și în ziua când am reușit acolo erau alți europeni. Erau toți europeni. Era o norvegiancă, o olandeză, un portughez, o italiancă și e foarte funny povestea asta, că la un moment dat luam noi micul dejun, beam o cafea cu oamenii ăștia și auzim un elicopter venind de acolo. Și amicul meu portughez, și portughezii sunt mai așa ca mai românii, le place miștocăreala, îmi zice Gil, ia uite mă, vin Bogotá și cu elicopterul. Și chiar așa era. Au niște tipi care erau patroni, columbieni de la cea mai mare companie bomboane columbiene. Bineînțeles, noi am făcut super mișto, am zis, ce bomboane columbiene? Ăștia sunt narcotraficanți direct, ce să mai... Dar nu, într-adevăr, avea o companie bomboane, am verificat după aia. Și... Mă rog, le-am zis eu ce fac, că vin cu bicicleta în Alaska, vreau să cobor până în Argentina. Și mi-a trăznit mie atunci ideea, băi, de ce să fac eu drumul ăsta înapoi pe bicicletă? Ia să le cer la ăștia să mă ia înapoi cu elicopterul. Și zic la Hernando, parcă îi spunea la tip, în față, le-am zis întâi la europeni să mă dau, băi, știți ce, eu mă duc înapoi cu elicopterul de aici, nu mai plec cu bicicleta, că iar trebuie să fac același drum înapoi. Le-am zis, da, te iau ăștia pe tine. Și mă duc, îi zic la Hernando, hey man, would you mind giving me a ride back in your helicopter? Îi zic în engleză, vorbeau, erau oameni, ok, aș putea să-i spun în spaniol, vorbesc ok spaniola, dar oamenii erau plimbați între Bogotá și Miami, ca orice colombian care se respectă, zic așa. Nu? Și au zis, sure man, no problem. Și m-au luat în elicopter din jungla guatemaleză, am ajuns pe la un hotel 5 stele, mi-au dat bere, mi-au dat un trabuc. Ia băiete și enjoy yourself. Și pentru mine, până la urmă, știți, asta e aventura, nu? Că nu te aștepți la lucrul ăsta. Nu te... Dacă este ceva, cum să zic eu, turistic, îl plătești în avans, știi la ce să te aștepți, știi la ce să... Nu știu. Asta este plăcerea mea în a face o aventură, e adrenalina necunoscutului. Faptul că nu știi ce se va întâmpla ziua următoare, faptul că nu știi la ce să te aștepți, pe cine vei întâlni și ce se va întâmpla efectiv în ziua respectivă. Și asta este până la urmă ceea ce m-a ținut atât timp pe drum, 3 ani și 3 luni. De fapt 3 ani și aproape 4 luni de zile. Bun, revenim la firul poveștii. N-ai povestit cum nu te-a lăsat grănicierul american să intre. Asta e altă chestie. Eu fusesem la un moment dat în Iran și de când am fost în Iran, americanii tot îmi fac probleme. Că n-am nu știu ce, că n-am nu știu ce, că trebuie să aduc documente în plus, că... Dar m-au lăsat până la urmă. E ok. Da, aici suntem deja în Nicaragua. Poate vă pare cunoscut acest peisaj, nu? Vă avem și noi. Nu cu boi, ci cu cai mai mult.